bună cu... Uite ce sare. Ia zi mă, Cristi, uite-o. E, nu te complica. Auzi că vin eu. Ia. Auzi motor. Ia unde de? Acolo, ha? Ia mă, că vă băgai și eu niște alea. Da. A, te bagi așa voi de-aia, mă bag eu pe ăla. Carita? La vorba ta, a, unde dai tu, bă? Păi tu ai luat-o ca Emil de o curent, bă. Mă duc acolo în spate, știi bine tragi în spate? Da, la salci. Atât stai până e un pește? Bă, ce te chinui. Vine mă cu acea să vezi meserie. Cum bași, cum scoți. După canal. Păi nu, a dat drumul tare la curent și e șuvânt. Nu, că am în firul scurt, în nanofir. Am loc acolo după canal, știi cum e electric. Păi Cristi, îți luam 10, bă, până acum, ce faci tu? Mă duc pe aici. Aici dai aproape 10 metri și găs. Avem 10 metri. Să dăm de acolo pe tine, pe dură duce curent, mă, aia, mă. Nu vezi, zici că dai ca la... Dai ca la mare pe 25 iunie 2000. 5 iunie 2005. Mă duc și eu, mă, acolo, pe seara. Mai am fața cu armiță. Pune sfilițe. Mă, strânși, mă. E răcoare, avut dreptate și acolo. Nu trece vara de 30 de grade. Puțin și în ritmul ăsta. E un frică de toamnă de octombrie. Nici zarz, abia s-au făcut vișini pe 25 iunie. Cam pe 25 iunie. Ce să se mai facă și... Ce zarzările astea se facă nimic. E căldură. Să zic că se încălzește planeta. Care planetă, mă? Marte, pot. Nu se încălzește planeta. Că ne arăt ce zic. Exact pe invers. Hai să-l omorâm acum. Să-l învățăm meserie, să-i dăm să mănânce. Trage greu acolo în față, ce să chinui ăla, lasă 100 de metri până iau. E curentul rapid, zic, bă, nu dau mă acele. Să mă chinui. Dau la... Mai bine aici, la loc deschis. Mai liniștit ăla. Uf, frână. Uite, bă, ce-a dat ăsta nimeni. Hai, Cristi, încoave! Cum bași, cum scoți? Pescuitul la muscă artificie. Așa vezi, că nu mai puteai să mai zboare. Nu mai puteai să mai zboare. A obosit și ies pe asta. O să ies pe asta. Ce să mai faci? Ies pe obosit. Hai
Hai mai cu sârbele. Le încercă ca așa lău. Văd dacă este adevărat. Aha. Eu trage așa un centimetru și o oprești, să vezi ce repede. Așa făceam și pe mintea pe Deu. Deci el că e adevărat, că a făcut un mișcare. Și că a luat vies pe el așa, crede el în... Și o ia pe oprire așa scurt. Nu scurt. Bă, că te dai cu copul de frigă. Damă, el nu știu, mă. Opa, mă, te-ai încurcat în muscă. Mai bine mă distrez aici decât pe curentul la puternic. Decât pe curentul la puternic. Mai mișto îmi place. Am nanofil pe ea, cu ăsta am făcut praf șalăul la ori. Dar fiind subțire, a cedat după iarna. S-a rupt. Dar știi cu transmite? Are o copoie. Eu am zis că e textil, nu gândeam 800 de mii, adică dacă aș știu ce e, e ca asta așa. Uh-huh. E o compoziție între textil și, și monofilament, dar n-are elasticitate și transmite e... țâcul așa lău, face țâc, pam, pe twistere mici de 4,5. Și
Mi-a rămas scurt acum, să-ți dau ole. Dar o să-mi iau un 0,12, știi care e calitatea cea mai bună la asta? Arunca apa, la minus 10 grade, când îngheță tot pe ele, el se arunca apa și în același timp rămâne, cum să spun eu, și transmite și rămâne, îi dai instantaneu, că e ca un fel de textil, dar se arunca apa. E super, dar trebuie să-mi iau un 0,12, să fie mai rezistent. Asta e 0,08. Da, da, ele, dacă zbucește așa, se rupe, nu e ca textilul. Dar să-mi iau un 0,12 să-mi fac treaba iarna, că la minus 10 grade mâncă și au de rupe, dar fără asta n-ai ce să. Cu monofilamentul sunt varză. Mi-a dat unul, dacă le, nu vezi, mă, cu nu simți, nu e contact direct. Făcea, trăgeam în vin și așteptam. Stăteam cu firul, zice. Tată, țip, îl simțeam doar eu. Ce poate să-mi duie obiectivul? Sunt usterele mici. Fir de fluorocarbon pe cărlige de 8. Puneam două de 4,5. Vers complete. Dar ăsta e bun că n-are, de-aia am făcut și bățul ăsta, doar i-am scos bățul. Și am pus nanofilul cu vârful mai dur. Alo? Păi nu, stați așa să scopește-le, după aia vorbim noi. N-am unde să plec, că mănâncă foarte bine obletele. Ce ați luat? 4 kg de biban? Unde ați luat? De la baraj până în curbă? A mâncat pe la scărp acolo? O fi venit banca cu după masă. A, păi pe vânt, nu știți că am făcut și o filmare tot pe vânt? Foarte bine, e bine. Da, ați plecat? Păi m-am îmbrăcat și eu, că mi-era un frig aici. Da, așa e, stăt eu până la 7. Păi și mâine vă duceți tot acolo? Acolo, da, e agățătura aia. Știu cum e, ce să mai fac? Știu cum este, da. Mie îmi bate ochiul și acilea dacă ar fi să intru cu barca. Mâine e biban mare și da, pe acolo, pe la ecluzile alea sau pe curenția aia. Trebuie să fie că ați luat dumneavoastră, n-ați duce bucăți, ați luat. Și nu dă nimeni după el. Da. Păi văzui, pe la gura canalului, văzui cum vâna bibanul pe la suprafață pe aici, vă dați seama ce-i pe curent. Nu, e, păi se vedea că era ca palma așa, de la mic. Se repeza în el, era un puie de la de 2-3 cm, fugea sărea cu sărea pe în sus, uitam la el. A, știu că e loc bun acolo. Da. Păi dacă e noroc să fie peștele, să bagă și la muscă, dacă nu e, e greu. Da, da, da. Păi eu n-am dat deloc acolo, de-aia am zis. Da. Doar la muscă, vreau. Da. Și fir de cât ați folosit? Da, păi cu 20 am dat și oamenii, a tras foarte bine. Da, da, da. Da, alea sunt mai slăbuți la nouă de alea, fluorocarbonile. Dar eu am dat cu normal de 0,20, dar trebuie ceva de calitate, că nu.
E, dar trebuie să fie de calitate. Vă spun eu ce marcă să luați și nu mai aveți treabă. Luați Iguana și după aia sunteți numărul 1. Eu am dat cu 0,10, scoteam în jucărare la jumătate de kil. 0,10. Trăgeam parcă era fier beton. Da, Iguana, țineți minte, e un ăla verde japonez. O să iei și-o. Domnule Emil, vă las că e prea frumos, are ăștia de mai put. Mulțumim frumos, ține legătura. Să trăiți, seară bună. Mai întâmplă și chestii de astea. Să meargă peștele când nu suntem noi. Suntem noros. Lua biban. Bine, mine, tale, lua biban. Luăm oblet. Au, ce-a dat ăsta în eu. Ca lumea mea. Doar ești vânător, adevărat. Te scăpați, mă. Ia uite-l, bă, ce faci ăsta. Nu se face bine de brezele ce. Vine seara acum. Cu vârful. Muita viteza. Oh, que solo vi que estava.
cap în cap. Am mai văzut niște. Urmează dacă râzi. Asta îți place, nu? Urmează. Bucata singura. Nu mai pe lungă. Formica. Formica, formica. Mai cu sergașa că vine noapte. Ce pot să mănânce bine acum? Seara. Și la verde, mă, ștale.
că lumea are o ripă jucată. Să mă, carbonul, mă. Să mă, carbonul, mă. Care e una proprie. Gata, muscăritul? Am fost putal cam grea și firul cam subțire. S-a rupt. Mi s-a blocat când am aruncat. A, ați pierdut linia. Și am pierdut linia, da. Am făcut un pic de treabă așa. Dar se putea și mai bine. Un pic da. Așa. Dar se putea și mai bine. Da, da, da. Am scos atât, am avut satisfacția. Acum, pe final, am scos doi dintre care unul mi-a... am învățat să zboare. Nu mai limp aici, dacă vreți să vă fac la comandă, vă fac ceva frumos. Mulțumesc. Mă încerc să fac și eu, am văzut filmulețele alea. Da, nu e greu. Nu e. Dar cred că depinde și de zi, trebuie să și arunci mai tare. Aici văd că pe liniștită nu merge deloc, nu merge decât în curent. Da, eu îi pusei firul, nanofilul, nu prea dau eu cu text. Cu monofilamentul mă desc. Dar de adică... ce nu fi vrând pe liniștită? Nu vrea decât în curent. Da.
Nu știu nici.